Întrucât îndeplinim condițiile statutare de prezență, declarăm deschise lucrările ședinței de astăzi, 30 iulie 2021. Dau citire dispoziției primarului, numărul 110 din 2207-2021, pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Bârsănești, de sub Bacău, în data de 30 iulie 2021. Primarul Comunei de sub Bacău, având în vedere dispoziția articolului 133, litera 2, litera aliniatul 2, litera A, articolul 134, aliniatul 1, litera A, aliniatul 3, litera A, litera B, din codul administrativ aprobat, conform OUG 57 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, care va avea loc la data 30 iulie 2021, orele 13, în sediul Primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării, începând cu data de 01/07/2021, a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023, inițiator domnul primar, candidatul Geriu. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiție de interes și utilitate publică, modernizare prin asfaltare, drum în comuna Bârsănești, județul Bacău, imobil, teren în suprafață de 73 de metri pătrați, situat în albia minoră a râului Lupul, partea bazinului hidrografic Siret, până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții, inițiator botezat de Gelu, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul comunei Botezat Gelu. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești, județul Bacău, la finele trimestrului al doilea al anului 2021, inițiator primarul comunei Botezat Gelu. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții, modernizare drum spre Mănăstirea Nașterea Magii Domnului din satul Caraclău, Comuna Bârsănești, județul Bacău, inițiator Botezat Gelu, primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-septembrie-octombrie 2021, inițiator consilierii locali. Punctul 7. Diverse. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mai avem încă două situații. Domnul Acununei Ion ne-a depus o cerere înregistrată cu numărul 2558 din 107-2021, prin care solicită rezolvarea unei probleme personale pe care o să îl invităm să ne prezinte, dar după ce aprobăm ordinea de zi a ședinței pe care noi o avem în derulare. O altă cerere este primită din partea consilierului Costel Miron, care solicită învoirea motivată de la ședința de astăzi, întrucât are o problemă de sănătate, fiind deplasat la Iași pentru rezolvarea ei. Supun la vot aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată în forma prezentată. Solicit Consiliului să dăm cuvântul prima dată domnului Acununei Ion pentru a ne prezenta problema domnului, pentru ca să nu ținem de toate cele puncte, nu este un om în vârstă și nu cred că este corect să ținem aici până terminăm ședința de Consiliu. Aveți cuvântul domnului. Este ceva problemă? Domnul consilier, primar, domnul vice, am o problemă în contrarea de zone care nu se poate rezolva. De la primărie, cine vine, domnul primar, domnul șef de post, se spune că poate rezolva numai prin dare de judecat. Deci mă prezint la proces, se ieșe n-am funcționat. Acolo am 85 de ani și nu era vrea să mă duc. Eu consider după mine că se poate rezolva în cadrul conducerii primăriei. De ce zic lucrul ăsta? La mine s-a făcut o școală în 74 în grădină la mine, abuziv practic. Școala avea plasamentul în altă parte. De asta o găsă de copil și până la mine. Problema nu e asta. S-a pus școala, nu s-a afară de acolo, că n-are nicio rost. S-a pus școala acolo și s-a mutat un șanț, care era între mine și vecinul. Șanțul aici ați poate observat o scenă între dispensar și vecinul. Când am venit eu acolo în 60, șanțul la suprafață avea aproximativ 1 metru. Am întrebat vecinul. Vecinul fiind cine de acolo? Așa că acolo nu era casă, nici la mine nu a fost casă acolo, eu am făcut prima dată, nici vecinul nu avea casă acolo, era loc de rat. Și am întrebat, era 3 apușcașul ăsta de vecin, acum e juniorul, am rămas tot 3 apușcașul. Ne-a trăit, cum se întâmplă, ce ești cu apa asta, șanțul, atul, cum se procedează? Eu am zis, șanțul e hatul. Tu procedezi cum vrei. Vrei să pui gard pe mijlocul șanțului? Îl pui pe mijlocul șanțului. Vrei să-l pui deasupra? Îl pui deasupra, cum vrei tu. Și atunci eu am spus acum, se poate spune. Punem pe mare. Așa mi-am făcut gard, jur împrejur, deasupra șanțului și mergem în continuare. Eu stăteam mai sus la părinți acolo și o trebuie să fac neapărat gard, jur împrejur, că trebuia să am de materiale acolo și eu. Și pe parcurs îmi merge treaba foarte bine. Ca acum vreo 2 ani de zile, să nu m-am putut înțelege cu vecina. Cât o cântat ea și am jucat eu bine, o fost foarte bine. Că l-am cântat și eu, ne-am știopătat. În ce sens? Pe parcurs, gardul care l-am avut eu, făcut în 60, când am făcut casa, l-am făcut deasupra acolo cu stâlpii lemn, groși, într-adevăr, de 15-20 de diametri, nu știu cât era. Pe parcurs vecina, au pus vie între stâlpii mei. Era distanță destul de mare. Era lemn, era, să zic, stâlpul de 15-20 cm diametru și o plantat vie. Și parcurs gardul meu s-a scucat. O putere s-a trebuit să fac cu fundații de beton. Și când a început să fac cu fundații de beton, având puși butuci între stâlpii mei, n-am putut să ajung la colțul lui trebuia. De aici, de față, am făcut într-adevăr cu bărbat să m-au ajutat, dar materiile nu au fost adevărat toate. Am făcut o casetă acolo ca să o colesc o stâlp, un butuc de vie. După aia, ce spune vecinul și eu, zic că ar fi bine, ca să nu stricăm atâta, că e păcat să-i stricăm ăsta, hai să deviem, să ieșim la construcția unde aveam eu capătul către școală. Și așa am făcut. Acum vecinul spune stăpân pe construcția asta a mea care o am la capăt către școală, că zice că ar fi ei, tu locuiești. Acolo, că după ce s-a terminat școala, eu, contextul de porci, de găini și de beceu, l-aveam de grilanii, le eram curții. Când s-a terminat de construcție, era directorul unul Dobrută. 15 ani și acolo se dispare asta de aici, de fața școlii, că nu se poate știe în fața școlii. Dar zic, cum să le duc, eu vedeți cum am rămas. Păi nu trebuie să fie aici. Așa am venit la privărie și era domnul Vici, domnul Neculau. Am înțeles cu murii din noastră verte și să fie, vorba tu, cum să zic, sufletul între îngeri, a fost un om foarte corect și vine la fața locului și spune Ioane, într-adevăr, asta nu trebuie să fie aici. Dar, domnule Plazăcu, să mă duc eu destul de strâmb aici. Și eu îl dau o sfat, dacă vrei să-l rezolv, mai repede. Fă gard după coteț și veceu, dar asta îl faci cât mai repede. După ce termin gardul, mulți casă de aici în partea la vale către vecină. Am venit pe colțul către școală la vecină. Și cu distanța de 60 cm departe am construit de parte de șanț. Deci, pe lângă gardul care îl aveam, am lăsat 60 cm distanță ca să treci la scurt de tot la mine. Toate că era șanț acolo. Dar să mai să fie acolo la mine. Acum vecina spune, stăpân, ei și depozitează niște lemne acolo. de 40 de metri și au făcut un acoperiș așa, tip țigănesc. Mi-au acoperit acolo între ea și mine, mi-au bătut la mine pe cotețul meu acolo diferite rigle, nu știu, ca să poată ea pune niște tablă acolo. Așa și nu pot rezolva. Când ea s-a ambiționat, dacă a văzut că treaba n-a putut să înțelege lemnele, și s-a ambiționat, eu gardul la mea l-am făcut din plasă. S-a ambiționat și a făcut gard din tablă. Eu crezut că gardul o face de la drum de aici și ajunge la capătul unde trebuie. Și am pus-o în semn la gardul meu acolo, unde să ajungă ea. Pentru că ea o nici nu a ajutat la mine de acolo semnul ăla și de la poarta ei o apucat lângă, o traversat șanțul, 20 cm tot la sata acolo ea de șanț, de era mulțumit și așa. Și-o dat gardul și-o făcut, acum avem două garduri, cred că altă parte nu mai este, pe lângă mine. Am zis că totul nu mă deranja gardul prea mult, din cauza că ea și așa avea buturi de vie acolo, o lasa să-și facă copertina acolo în capul ăla. Păi, dar vor rezolva cu contextul ăsta acolo, să nu mai fie lemne, să nu mai fie. Îți depozitate și ea are centrală, consumă lemne foarte mulți. Nu-i încape lemne de acolo unde depune ea, depune pe gardul vecinul ăsta, din partea altă, pe marginea pereților vecinului, și în momentul când termină de acolo, din spatele meu, aduce altele. Și aducând mereu tot, mă deranjează, cu zgomot, cu nu știu ce, plus de asta se urcă și șobolani. Deci construcția care o am în fața școlii acolo, e legată de cotețul ăsta care l-a. Se urcă șobolani, se urcă, se duce prin pot la mine acolo, datorită lemnilor ei. Și o vine domnul primar, o vine domnul șef de post, se zice că nu se poate decât numai prin judecată, să dau judecată, să rezolvi treaba. Eu mă gândesc că ar fi bine. Mi-amintesc foarte bine pe tipul lui Răbăsatu că era o comisie la primărie care, odată pe lună sau 2 luni, după cum era problemele, se ținea aici la ședință, la primărie. Mi-amintesc chiar fratele, era președintele comisiei, că era salariatul primăriei și de multe ori spunea, băi, știi că a rezolvat. Nu trebuie să mă mai dă puterea, l-a rezolvat acolo pe loc. Eu întrebat pe oameni și l-am discutat cu ei, eu l-am murit și s-au dezbat. La alții nu se putea rezolva. Și mergea pe teren. Și pe teren l-a rezolvat. Eu m-am gândit să fac o propunere, fiindcă domnii consilieri știu că sunt împuterniciți și ar putea vota să formeze o comisie din cadrul primăriei, din cadrul consiliilor populari și să vedem la fața locului și putem rezolva treaba standul la proces, la judecată, la anii ăștia care e. Cam asta ar fi problema mare așa. Domnul primarul cunoaște mai bine că am venit mai din multe ori la ei. Eu mă gândesc că comisia asta ar fi foarte bine și n-ar fi deranjată. Cum plătim noi și consilierii și vorba de conducerea primăriei, că și conducerea primăriei ar putea să facă ceva pentru populația din Comuna Brăsărești. Cam atât am spus și vă mulțumesc. Dar haideți să vă spun ce eu. Noi am fost prezenți acolo, comisia formată din domnul primar, împreună cu mine, cu șeful de post, cu doamna de la urbanism și am văzut cum stau lucrurile în forma respectivă. Conform codului civil, reglementarea este în felul următor. Atunci când sunt situații de diferende între proprietari, gardul se face de comun acord pe un singur fir. Atunci când sunt neînțelegeri, se face un gard proprietar de o parte cu fața la el, celălalt gard pe partea celălalt proprietar cu fața la el. O situație care există la dumnealor în speță. Deci există o situație de genul ăsta. În condițiile în care există diferende și nu se ajunge la o concluzie, Comisia Locală nu mai are dreptul de a interveni. Comisia Locală are dreptul limitate. Rezolvarea problemei dumnealui o rezolvă doar instanța, ținând de grănițuire. Este o procedură pe care instanța și-o asumă și nu mai are comisia locală. Pentru că eu știu din momentele trecute, când a fost în mandatul vechi, mergeam de nu știu câte ori în comisii să rezolvăm diverse probleme și diferente de genul ăsta. Acum Dreptul ăsta i-a fost ridicat Comisiei prin lege, dreptul acesta avândul doar instanța de judecată. Nu este o chestie de reavoință din partea noastră. Noi am fost prezenți la fața locului și așa cum am fost și în alte situații, deși nu ar trebui să le ducem, am încercat prin metode omenești și ortodoxe să-i convingem pe cei implicați că este mai bine să rezolve problema pe care amiabilă înțelegându-se unii cu alții și nu cheltuind bani prin instanțe. Dar problema, rezolvarea finală nu vine de la noi. Deci dacă dumnealor nu se vor înțelege, problema nu putem da noi ca și Consiliu, o hotărâre de Consiliu prin care să ne asumăm o răspundere care nu este a noastră. Deci noi acum, sincer, nouă ne pare rău pentru situație. Vă respectăm pentru vârsta pe care o aveți, dar trebuie să ne înțelegeți că nu din reaua noastră voință nu putem să facem lucrul ăsta. Diferendul acesta nu putem rezolva noi, competența este doar a instanței. Deci... Au trecut 30 de ani. Da, câte ani vă la rețet? Da. De exemplu, vreau să vă spun acolo. Am văzut, da. Doamna, de exemplu, urmă, nu a arătat tabla aia de acolo, care să se dă cu o lucru așa, ca să nu de la exemplu, nu știa, nici pe mine se curgă apa la... Au aruncat tabla de acolo, au aruncat firul ăla pe tot și au făcut zădărie înapoi pe locul meu acolo. Deci pe gardul meu. Asta e. Asta e gardul meu aici. Și au făcut aici pe gardul meu 60 cm. Nu putem să facem o judecăție acolo, să înțelegeți. Când dați voie să intervin un pic? Da, vreau să văd. Da. Doamna Paisa e de la urbanism, reprezintă urbanism. Ați făcut o adresă către doamna. Doamna trebuia să o sancționeze pe respectiv, așa cred eu, că nu a respectat regulamentul 60 cm sau 1 metru jumătate. 2. Nu, eu am spus 60, 1 metru jumătate, na, sau 2 cât sunt. Și plus de asta la cine? Doamna de la Vale, nu? Da, da, da. Cum îi zice? Trimis. Da, da, da. Deci, în Consiliul Local, eu spun de pe acum că n-ai să poți rezolva nimic. Să știi destul de clar despre ce-i vorba. Eu mă gândeam totuși că... Nu se poate. Să faci apelul. Nu e tardiv. Nu e tardiv. Poți să apelezi la... Construcțiile sunt făcute de foarte mult timp, nu sunt făcute nici de un zi, nici de un an, sunt de zeci de ani de zile. Nu putem să dăm noi o sancțiune după 30 de ani după ce a fost construită construcția. Deci, doamna de la urbanism trebuia să meargă, să facă fotografii, să vadă că eu o merg către hat, peste hatul dumnealui, nu? Păi cum adică? E o chestie care ține din instanță și nu din noi. Adică acum e la parterii instanță. Mulțumim frumos, nu? Nu ne-a apărut. Deci ați spus domnului. Încheiem subiectul. Nu încheiem subiectul. Domnul primar, trebuie să știi destul de clar în școală. O să trecem la punctul 1 al unui de zi. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării derulării procedurii de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Primarul Comunei Bursănești propune articolul 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei și vor fi comunicate Consiliul Județean Bacău, Institutul Prefect Județul Bacău, Primarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile legei prin grija secretarului Comunei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule! Vreți să dați votul? Da, sau poți să explici despre ce-i vorba, care este situația, momentul de situație și care e procedura. În temeiul prevederii articolului hotărârii Guvernului numărul 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli ale României în perioada 2017-2023, respectiv punctul 1.6 și punctul 2.2 din anexa numărul 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între Consiliul Județene și Consiliile Locale, respectiv 1/6, în situație în care unele școli locale au hotărât neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achiziția produselor și pentru prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului Consiliul Județean și Consiliul General al Municipiului București organizează și derulează proceduri de atribuire doar în respectivele unități administrative teritoriale. În situația prevăzută la punctul 1.6. Consiliul de Ține organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru pentru deprestarea a serviciilor, pentru derularea măsurilor educative aferente programului conform dispoziții adoptate de Comisia prevăzută de articolul 18, alineatul 1 din hotărârea în baza hotărârii emisiei de autorități deliberative, conform articolul 40 din legea numărul 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Față de cele prezente mai sus, pentru o autoritate județeană să fie informată în timp util, încât să poată fi demarată procedura de atribuire pentru unitățile de învățământ aferente unității administrativ-teritoriale Comunei Băsănești. Vă rog să inițiați proiectul de învedere a stabilirii, neasumării responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor, acordurilor cadru pentru deprestarea serviciilor, pentru derularea măsurilor educative perioada 2021-2023. Practic, noi dăm bani la școală, școala face achiziții. Neavând om pe achiziții, îi face Consiliul Județean achiziții pentru cumpărarea de produse, pentru igienă, absolut tot ce trebuie pentru școală. Pe banii s-a acordat din bugetul local, nu? Da, da. Și o parte de la Ministerul... Sunt doar intermediat de bugetul local, pentru că ei sunt facultați de la Ministerul Învățământului și sunt direcționați către strict. Nu îi puteți să intervenim pe banii cei. Banii cei sunt direcționați strict pe Ministerul Învățământului, pe școală. Stați un pic așa, banii sunt din bugetul local, nu? E bugetul școlii separat de bugetul școlii separat de Consiliului Local. Alocarea bugetară este direcționată strict pe școală, pe Ministerul Învățământului. De la Bacău. La Consiliul Județean. Deci nu are treabă Consiliul. Nu are treabă. Nu, bugetul local. Nu. Achiziția o face Consiliul Județean pentru cumpărare de produse, pentru... Păi nu, eu am înțeles prima dată că banii sunt alocați. Deci se dau de la Consiliul Local. Doar sunt intermediari de Consiliul Local. Suntem intermediari. Cum? Suntem intermediari. Banii sunt direcționați. Vine cu capitolul pentru școală. Am înțeles. Și achizițiile le face... Deci banii din Consiliul Județean sunt vine. Da, da. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, vedem. O precizare, dar să modifici perioada acolo, 2021-2023, nu 2121. Deci și în referate și în toate este... Atât, ca precizare, nu e comandat. Da, altă precizare. De ce e pe 2 ani și nu e pe un an de zile? Așa e stabilit. Așa e stabilit. Da, înțeles. Parte intervenție. Dacă nu mai este intervenție, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiectul? La referat de aprobare în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de predare de primirea amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiții de interes utilitate publică, modernizare prin asfaltare drum în Comuna Bărsănești, județul Bacău, imobil teren în suprafață de 73 de metri pătrați, situată în albia minoră a râului Lupului, satul Albele, Comuna Bârsănești, parte integrată din bazinul hidrografic Siret, până la finalizarea execuției construcțiilor. Doamnelor și domnilor consilieri, investiția constă în modernizarea drumului comunal DC-154, care leagă peste deal în zona Godosu, satele Bârsănești și Albelea, și amenajarea intersecțiilor cu 8 drumuri laterale pe o lungime de 25 de metri liniari, în intersecții constituite de aceste neamenajamente către terenurile agricole. Pentru asigurarea scurgerii apelor fluviale în zona drumurilor laterale sunt prevăzute a se realiza și construi amenaja 7 podețe cu diametru de 600 de metri, așa în lungime de 6 metri, cu tuburi de beton armat, transversal, drumul comunal. DC-154 s-a proiectat 4 podețe cu diametru de 800 de metri, așa, lungime de 6 metri, cu tuburi de beton armat pentru precum și un podeț casetat de tip C2, care va fi realizat din elemente prefabricate și va avea lungime de 8 metri pe zona aflată intravilan, și sunt prevăzute rigole carosabile și rigole de acostament care vor permite nivelul acestor proprietăți. Suprafața totală de albe minoră a râului Lucrului de pe teritoriul AT Comuna Vârsănești, județul Bacău, pentru care se solicită încheierea protocolului de 73 de metri pătrați, termenul care face obiectul protocolului reprezintă albia minoră a râului Lucrului, curs de apă la ordinul 4, în magazinul hidrografic Siret, cod cadastral numărul 12, afluent al râului Taslău. Suprafața albei minore se află pe domeniul public al statului, în administrarea apelor române. Această suprafață nu este înscrisă în cartea funciară, așa, fiind înregistrată la anexa numărul 12, hotărâri de guvern numărul 1705 din 2006, numărul 11404, parțial din poziția bazinului hidrografic Siret, cu toți afluenții, ordinul numărul 1-4, județul Bacău, pentru realizarea investiției care constă în modernizarea sectorului de drum comunal de C154 și a drumurilor laterale UAT Comuna Vârsănești. Are intaulat domeniul public al comunei în administrarea Consiliului Local Vârsănești, în suprafață de 38,814 metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul 61.197, date referente registrul juridic, terenul reprezentând albia minoră a râului Lucrului, aparținând administrației bazinale Apă Siret. Față de cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea prin hotărâre de Consiliul Local a predării, primirii, plasamentului ce face obiectul executării de lucrări de construire, amenajare în vederea realizării obiectivului de investiții și de interes, utilitate publică, modernizare prin asfaltare, drumul comun al Vârsănești, județul Bacău. Proiect de hotărâre pentru aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții de interes, utilitate publică, modernizare prin asfaltare Comuna Vârsănești, județul Bacău, imobil de teren, suprafață de 73 de metri pătrați, situat în albia minoră a râului Lucrului, satul Albele, Comuna Vârsănești, parte din bazinul hidrografic Siret, până la finalizarea execuțiilor construcțiilor. Primarul Comunei Vârsănești propune articolul 1. Se aprobă proiectul de predare-primire a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiții de interes, utilitate publică, modernizare prin asfaltare, drum în Comuna Vârsănești, județul Bacău, precum și anexa protocolului necesar a fi încheiat între Administrația Națională Apele Române, prin Administrația Bazinală de Apă Siret, care se predă Comuna Vârsănești, județul Bacău, prin care preia spre utilizare imobilul teren, suprafață de 73 de metri pătrați, situație în albia minoră a râului Lucrului, satul Albele, Comuna Vârsănești, parte din bazinul hidrografic Siret, până la finalizarea execuțiilor construcțiilor, la care se adaugă perioada solicitată în legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții. 2. Terenul care face parte obiectivul protocolului reprezintă albia minoră a râului Lucrului, curs de apă din ordinul numărul 4 din bazinul hidrografic Siret, afluent al râului Taslău. Suprafața albei minore se află în domeniul public al statului, în administrația apelor române. Articolul 2. O ducere la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vârsănești, prin compartimentul tehnic-urbanism, amenajarea teritoriului în cadrul aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâri se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunei Vârsănești, Agenția Națională Apele Române, Administrația Bazinală Apă Siret, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! După cum știți, este o procedură veche pe care cei care au fost în Consiliul Executiv știu de procedura asta și pentru podurile pe care le-am făcut pe drumul către agricultorul și cel către albele, prin care amplasamentul pe care îl vom utiliza pentru construcția respectivelor poduri trebuie preluat de la apele române către noi, pentru ca noi să putem interveni cu acea lucrare pe zona respectivă. E o chestie procedurală pe care trebuie să o respectăm și fără de care nu putem să demarăm, să continuăm lucrurile. Dacă cineva are ceva de spus, vreau să se înscrie la cuvânt. Domnul Maxime. Da, ce vreau și o întrebare. Altcineva mai este care vrea să se înscrie la cuvânt? Puteți cuvântul, dacă mai este nevoie, mai intervenim după ce. Cobor pantală către albe, nu? Da, da. Până la intrare în albe, am înțeles că l-au luat Consiliul Județean. Joacu Poiana, Ghelegiu, l-au luat la Consiliul Județean, nu? Așa am înțeles. Noi nu spunem vorbești, domnul Maxime. Noi vorbim pe realități. Domnul An, deci mă las să vorbesc sau nu? Spuneți. Deci eu am întrebat, că așa am înțeles, că partea de la Poiana, ce-a fost Joacu Poiana, ce-a avut Ghelegiu, ar fi luat Consiliul Județean. Este vorba de alt tronson. Nu, păi am spus noi tronsonul ăsta, ca să facă legătura. Nu se putea doar Consiliul Județean, nu se putea propune. Poftim? Vorbiți despre altceva, sunt date consoane, care țin de administrația Ilesc, Elegiu și Elegiu. Da, aparțin de alte localități, e adevărat. Da. Dar ei au făcut, documentația pentru procedura asta. Nu are nicio legătură cu proiectul nostru. A, nu are procedură, noi nu puteam să facem la fel, domnul viceprimar, și noi nu puteam să facem la fel ca ei? Noi discutăm despre altceva doar la da, bine. Continuați. Vă mulțumesc. Altceva mai are de intervenit? Supunem aprobării proiectul până la prezentare. Deci punctul despre care am vorbit este cel care se coboară de la aparține de finalității publicilor clare, la coborârea intrare în albere, la punctul 10, acolo, unde este un podulez micuț, pe care mi-a dus, n-ai ce legătură cu ce spune la noi. Domnul Vice, deci drumul ăla, dacă... Cel care vorbește el, este cel care pleacă la Hăleciu, merge prin Poiana, merge pe la Moreni și iese la Pisla Nevezi. Care ce legătură cu ce spune noi, este deliația personală de la subiectul nostru. Cum? Consiliul de Țează... Spune aprobării proiectul la prezentată, cine este pentru? Că avem prestit vă comportați. Domnul Axel, vă comportați. Dar nu, vă spun că am președință și vă. Eu am trebuit să fac lucrul ăsta, dar asta nu vreau. O să faceți ce vreți la asta. Eu sunt agresiv, doar v-am clarificat niște lucruri. Se poate vorbi mai ușor. Nu suntem pe Tala și la Mahalagi. Vă rog frumos să vă abțineți de la remarcea asta. Proiectul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Brusănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Primarul Comunei Brusănești propune articolul 1. Se aprobă costul anual pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsura de protecție de servicii de tip rezidențial. 1. Servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsiatrică. Centrul recuperare de reabilitare neuropsiatrică Dărmănești, cost mediu anual 78.789 de lei, an beneficiar. Diferența de cost mediu anual beneficiar 2021, suportat de la bugetul local, este de 33.600 de lei pe an beneficiar. Servicii de protecție specială de tip rezidențial la centre de recuperare, reabilitare pentru persoane cu handicap. Centru de recuperare, reabilitare persoane cu dezabilități Târgu Ocna. Cost mediu anual 102.222 de lei beneficiar. Diferență de cost mediu beneficiar 2021 suportat de la bugetul local 36.444 de lei pe an. Centru de recuperare, reabilitare persoane cu handicap Ungureni. Cost mediu anual 78.484 de lei an beneficiar. Diferență de cost mediu anual beneficiar 2021 suportat de la bugetul local 28.984 de lei beneficiar. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsiatrică Răcăciuni. Cost mediu anual 59.076 de lei beneficiar. Diferență de cost mediu anual 21.000 suportat de la bugetul local 33.170 de lei beneficiar. Centrul de îngrijire și asistență persoane cu dezabilități, Costache Negri, cost mediu anual 88.073 de lei beneficiar, diferență de cost mediu anual 2021 suportat de la bugetul local 35.024 de lei beneficiar. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Contribuția Consiliului Local al Comunei Brusănești, județul Bacău, la susținerea persoană cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza UAT Brusănești și va fi în procent de 35% din sumele aprobate mai sus. În acest sens, urmează să încheie actul adițional la contractul de asociere cu județul Bacău, Direcția Generală Asistență Specială și Protecția Copilului Bacău. Articolul 4. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale a UAT Brusănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se vor vira în funcție de numărul de persoane pentru perioada 01-01-2021, 31-07-2021 până la data 31-08-2021 ale fiecărui an, iar pentru restul persoanei din anul curent, plata se va efectua până pe data de 10 ale fiecărei luni pentru luna anterioară în contul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Bacău, cont de identificare fiscală. Articolul 5. Compartimentul de asistență socială, compartimentul financiar, contabilitate, din cadrul aparatului specialitate al primarului, vor urmări ducerea în îndeplinire a vederilor prezente hotărâri. Articolul 6. La data aprobării hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 28/2009 aprobă. Se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Direcția Generală a Asistenței Sociale și Protecția Copilului în cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și instituției prefectului Județului Bacău, prin grija secretarului Comunei. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Aceștia, cei care sunt în Consiliul Vechi știu că procedura este una simplă, adică noi, ca și autoritățile locale, susținem financiar asistații sociali care sunt la diverse instituții internalizați și atunci plățile au fost aprobate de către Consiliul Local anterior. Noi doar trebuie să reconfirmăm aceasta, să avem o hotărâre de Consiliu care să statuieze lucrul ăsta. Dacă sunt ceva intervenții pe tema, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Nici o intervenție. Proiectul, până la vot, aprobării proiectului. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat în forma prezentată. Punctul 4 al ordinii de zi. Să dau citire la referatul de motivare. La proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești Bacău la finele trimestrului al doilea al anului 2021. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea execuției bugetare a Comunei Bârsănești Bacău la finele trimestrului al doilea al anului 2021, respectiv data de 30/6/2021. Din analizele raportului de execuție bugetară, conform datelor înaintate 9 de către Ministerul Finanțelor Publice la data de 8/7/2021, se poate constata că la partea de venituri s-a totalizat suma de 4.520.725,6 lei, iar la partea de cheltuieli s-a realizat un total de 3.405.099 de lei, conform prevederilor articolul 49, alineatul 12 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în acord cu dispozițiile legii numărul 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, activitatea privind finanțele publice include elaborarea execuția exercițiului financiar privind bugetul local, stabilirea și perceperea impozitelor și taxelor și a altor venituri ale statului, utilizarea mijloacelor materiale și financiare ale puterii legislative și executive. De asemenea, cuprinde controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale și bănești aparținând instituțiilor publice care sunt supuse normelor privind finanțele publice. Urmarea celor prezentate mai sus, supun spre aprobare conturile de execuție ale bugetului local al Comunei Bârsănești Bacău la finele trimestrului al doilea al anului 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești, județul Bacău, la finele trimestrului al doilea al anului 2021. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești, județul Bacău, la finele trimestrului al doilea al anului 2021, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Bacău, Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, Trezoreriei Onești, prefectul Județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică prin grija secretarului Comunei, conform dispozițiilor legale. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Dacă sunt ceva discuții pe tema execuției bugetare de până acum. După cum vedeți, toate informațiile privind execuția bugetară de până acum au fost luate de pe site-ul Ministerului de Finanțe, ceea ce înseamnă că activitatea financiar-contabilă a administrației publice locale Bârsănești este perfect transparentă și îndeplinește condițiile de legalitate, atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și nivelul de achiziții, care este făcut doar pe SEAP, în condiții de transparență maximă. Deci transparența despre care se vorbește uneori, că nu există. Eu vreau să contrazic celorlalți, pentru că o pot vedea, așa cum ei obțin informații de genul ăsta din toate sursele de informații pe care le au la îndemână și aceste informații sunt publice și nu sunt ascunse cu nimic, deci sunt chiar găsite pe site-ul Ministerului Finanțelor. Dacă sunt intervenții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Domnul acționar. Da, într-adevăr, m-am uitat pe site-ul la SEAP acolo, așa se vede, 300 de milioane cadastrări, sunt mai multe. Problema... Cadastrări tot să fac, achiziții tot să fac, dar inventarul nimic. Deci am mai discutat. O să terminăm aplicarea. Când? O dată, dați un termen. O aveți de 3 ani, domn primar, care nu se știe inventarul comunii. De 3 ani ai făcut. Deci nu luăm la nimeni. Păi, asta nu-i răspunsul la nimeni. Da. Deci trebuie să dați un răspuns concret, nu cum nu la nimeni. Atunci cum e transparență? Spune-mi și mie, cum e explicat că există transparență? Păi nu pune și pe ala. Păi o să-l punem. Dar sunt termeni, dați spune, domnul, 30 zile. El există ca și document la contabilitate. Dacă nu există, chiar vreți să-l găsiți, îl găsiți la contabilitate ca și document. Există și nu este, a spus, nu este ținut la domnul viceprimar, deci, în fiecare an se face inventarul, dacă vreți să știți. O să aveți și la sfârșitul anului să aveți și inventarul. Care să știți, oameni? Păi de așa, acum și avem un an de când avem mandat. Așa se face să bine și anul. Și noi avem inventarul. Se lucrează la ele. Se lucrează, la ele. Da, da, e bun atunci. Foarte bine. Deci, un termen la sfârșitul anului. Dacă mai e cineva care vrea să scrie la cuvânt pe tema proiectului prezentat. Dacă nu mai este să supune la proiect, la votul fără prezentată proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Punctul 5. Referat de motivare în sprijinul proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții, modernizare, drum spre Mănăstirea Maicii Domnului, satul Caracol, comuna Vârsănești, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere faptul că pe drumul local, strada Mănăstirii, ce duce spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, satul Caracol, comuna Vârsănești, județul Bacău, punct de interes turistic monahal, care este în desfășurare de un proiect de modernizare a unui tronson de drum prin finanțare PNDL 2, prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 23 din 23/6/2020 s-a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare drum spre Mănăstirea Caraclop, comuna Bârsănești Bacău, după cum urmează. Total general al investiției 1.249.741,23 de lei, inclusiv TVA-ul, din care C plus M 1.084.482,70 de lei, inclusiv TVA. Ținând cont de necesitatea și oportunitatea și potențialul economic al investiției, va aduna conștiință faptul că pentru a putea moderniza integral drumul local din satul Caracol, respectiv strada Mănăstirii de la Leca Gheorghe Tocilă până la Bucăniscu Stică Janeu, la poziția numărul 6, drum ce duce spre Mănăstire, propun finanțarea obiectivului de investiție din excedentul la data de 31/12/2020, conform legii numărul 273/2006, articolul 58, alineatul 1. Conform documentației tehnice și de visul general, suma necesară este de 1.250.000 de lei. Privitor la cele prezentate mai sus, este necesară înțelegerea unui proiect de hotărâre în acest sens. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții modernizare drum spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului din satul Caraclou, comuna Vârsănești, județul Bacău. Primarul comunei Vârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții modernizare drum spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului din satul Caraclou, comuna Vârsănești, județul Bacău. Se aprobă finanțarea asigurarea finanțării din excedentul bugetului local la 31/12/2020 al comunei Vârsănești, județul Bacău cu suma de 1.250.000 de lei, inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la articolul 1. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului județul Bacău și primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile legii prin grija secretarului comunei. Mulțumim, domnule președinte. O să dau citire unui referat de motivare pe care eu l-am făcut încă de la prima lansarea proiectului. Referat de motivare în sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții, modernizare drum spre Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din satul Caraclou, comuna Vârsănești, județul Bacău. Proiectul în cauză are ca bază inițiativa ce aparține primarului, aprobată de Consiliul Local Vârsănești încă din timpul mandatului 2016-2020, conform HCL numărul 23 din 26/06/2020. Inițiativa punerii în aplicare a proiectului aparține executivului actual, argumentat de următorul fapt. Cetățenii 1. Au nevoie de realizarea de obiective de investiții concrete, palpabile, prezente în teren și de care să se poată folosi, iar obligativitatea noastră este de a depune toate eforturile în vederea realizării lor, mai ales că sunt investiții aflate în derulare. 2. Dosarele cu proiecte și studii de fezabilitate care stau pe biroul Cu ani nu îi atâtăpânim pe cei care ne-au ales și de acestea sunt câteva și la noi, slavă Domnului. Asta s-a întâmplat din cauza politicii de dezvoltare a investițiilor practicate în manieră discriminatorie și pe criterii exclusiv clientelare ale fostelor guvernări, lucrări îndeopște, cunoscute de toată lumea, din păcate. Trebuie să avem în vedere trei. Un aspect important. Banii cheltuiți pentru studii de fezabilitate în vederea obținerii de finanțare pentru realizarea acestor obiective, frânate și nefinalizate în practică, constituie o pierdere pentru comunitatea. Așa că noi ne-am decis să punem capăt unei astfel de practici. Un aspect deosebit de important și nu ultimul este faptul că obiectivul de la capătul drumului, Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului Caraclău, din satul Caraclău, este și va fi în viitorul apropiat un obiectiv ce va rămâne în inimile multor oameni din țara aceasta care l-au vizitat, îl vizitează și îl vor vizita. Pentru că este un obiectiv al turismului monahal, cu care întreaga comună Bărsănești se mândrește. De ce am ales finanțarea din bugetul local? Din excedent nu se pot finanța decât proiecte aflate în derulare. La încercarea de finanțare din alte surse, având în vedere porțiunea scurtă a drumului, punctajul obținut ar fi fost nesemnificativ. Deci șansele de finanțare din alte surse sunt minime. Luând în calcul timpul pentru obținerea unei astfel de finanțări, acesta ar putea fi unul lung sau foarte lung, cu șanse minime de reușită, ceea ce nu ne ajută deloc. La momentul actual, linii de finanțare pentru susținerea programului operativ de reconstrucție și reziliență 2021-2027 nu sunt încă operaționale, nici nu ne putem baza pe această variantă. Valoarea proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea drumului spre Mănăstirea Caraclău, Comuna Bărsănești, județul Bacău, este stabilită de specialiști pe baza documentației tehnico-economice, executate și nu una stabilită arbitrar, ori pe genunchi de oameni fără abilități în acest sens. Pentru exemplificare, vreau să vă aduc la cunoștință un lucru. Pentru DC 154, Bărsănești Albele, pe o distanță de 4 km este depusă o documentație. În vederea obținerii de finanțare la CNI, Compania Națională de Investiție, în valoare de 8 milioane de lei, 80 de miliarde de lei vechi însemnând. Aceasta însemnând 2 milioane de lei pe kilometru de asfalt. În concluzie, pentru DC 154, având în vedere și partea de intravilan de 1,1 km, este necesară suma minimă de 115-120 de miliarde de lei vechi, conform studiilor de specialitate. Pentru strada Mihai Minescu, din satul Caraclău, în lungime de 1 km, suma necesară având în vedere și conectările cu ulițele existente, podurile și podețele către gospodăriile cetățenilor, este estimată între 2 și 3 milioane de lei. Concluzia finală este aceea că nu am putea finanța din suma existentă în excedent niciuna dintre lucrările menționate mai sus. Suma existentă trebuie utilizată în trei direcții clar stabilite. 1. Introducerea de gaz naturale în satele aparținătoare Comunei Bărsănești. 2. Continuarea executării lucrărilor obiectivul de investiții, construirea centrului de tineret din zona Goravoi a satului Bărsănești. Și 3. Drumul spre Mănăstirea din satul Caraclău, strada Mănăstirii. Pentru cei care sunt tot timpul împotrivă a tot și a toate, vreau să spun cetățenilor comune faptul că, oricum am fi dat la finanțare un proiect acum, aceste persoane au fost tot împotrivă. Pe baza același pretext. Nu ne trebuie obiectivul acesta, ci altul. E prea scump la valoarea de proiectare stabilită de specialiști, adică e mai în regulă estimarea făcută de ei, în calitate de nespecialiști, pentru că nu dețin nicio pregătire în domeniu. Și o serie întreagă de alte motive puierile care te fac să te întrebi care este scopul unor manifestări de acest gen. Eu personal tind să cred că ideea dezvoltarea comunității nu prea există în mintea celor care au mai tot timpul astfel de raționamente și astfel de atitudini. În legătură cu alte informații total nefondate și neautorizate care circulă pe rețelele de socializare, vreau să fac următoarea precizare. Porțiunea de drum din satul Albele, cuprinsă între punctele Cantor spre Luca și final satul Râncul Calului, are un proprietar deocamdată altul decât UAT Comuna Bărsănești și UAT Comuna Livez, statul român, și este dat în administrare regiei autonome Rosilva prin ocolul civil-Livez. UAT Comuna Bărsănești este în discuții avansate și în faza de elaborare finală a documentelor cu ocolul civil-Livez pentru definitivarea dosarului care susține solicitarea noastră motivată de aprobarea transferului porțiunii de drum în proprietate publică a Comunei Bărsănești. Ulterior, acest drum va face obiectul unui proiect de modernizare prin asfaltare a respectivei porțiuni, așa cum s-a stabilit în proiectele de mandat 2016-2020. Dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt, câteva, vă rog să vă înscrieți. Domnul Vlad, cu domnul Maximă, aveți cuvântul. Nu am Da, ați îmbrăcat oarecum frumos pentru o poveste această modernizare a drumului. Plus că ați insinuat că oamenii sunt habarnici și nu știu kilometru. Ați zis și vom uita pe filmare că kilometrul de asfalt e în valoare de 2 miliarde de lei vechi. Reperele pe care le-ați dat pentru acest proiect sunt două nume, Leca Gheorghe și Bocănescu Costică. Nu avem niciun metraj, adică v-ați spus că sunt 300 de metri, dar noi nu avem niciun metraj aici, că sunt 250, că sunt 270, fabulii, practic. Și dacă 2 miliarde de lei vechi constituie un kilometru de asfalt, 300 de metri constituie 15? 20 de miliarde. Pe care trebuie să greșim, 20 de miliarde. 20 de miliarde, nu 2 miliarde, pe kilometru. Lăsați cu matematica. 20 de miliarde, să nu 2 miliarde. 2 milioane, să nu 20 de miliarde. Având în vedere că noi, în excedent, avem undeva 40 de miliarde, se pare normal că 13 miliarde și după recalculare, sigur vor mai crește costurile. Vi se pare normal, având în vedere că noi nu avem apă, sunt alte priorități în comună. Nu are nimeni nimic împotrivă. Dacă ați fi găsit o altă formă de finanțare, toată lumea ar fi fost de acord. Și se observă că se pun presiuni pe acest proiect. A doua oară, a mai fost în martie odată, nimeni nu a fost de acord, l-ați retras de pe ordinea de zi în ideea în care nici oamenii dumneavoastră, consilierii PSD, nu au fost de acord. Acum bănuiesc că în urma presiunilor vor fi de acord cu dumneavoastră. Dar dacă vreți și considerați că noi suntem cei care avem ceva împotrivă și nu-i justificată situația, așa este, dar, domn primar, dacă dumneavoastră nu aveți acoperiș la casă și trebuie să reparați acoperișul, vă apucați de gard, o întrebare de retorică, așa. Problema este la apă, suntem prinși în adins. Domn primar, când a venit la prima ședință... Nu mai putem să facem altceva. În prima ședință, când a venit domnul Benea, noi trebuia să avem un proiect de apă la Chei, finalizat pe satul Bârsănești. Hai că trebuie să mergem cu valul, cum s-a spus, cu tot județul. Am renunțat la proiect care trebuia să fie la Chei, oricum nu era finalizat niciodată când trebuia. Și am intrat în acest proiect. Lumea nu are apă, îi secetă, toți se plâng. Ce facem? Eu mă duc despre un proiect care are altă obiectul lumea. Pentru că am fost la un moment potrivit. Dar mai mult ceva de zic la tema proiectului, pe zbirul proiectului. Păi, după momentul potrivit, s-ar putea ca oamenii din localitate să nu aibă apă nici în 2060. După teoria 1. Păi, și după teoria... Mai aveți ceva de spus? Cuvântul la cuvânt? Lasă și domnul Axinoviță. Aveți cuvântul la cuvânt. Da, deci în legătură cu ce ați pronunțat dumneavoastră acolo cu arbele, deci nici la ora actuală nu se cunoaște legalitatea actelor. Deci tot Rom Silva este proprietar, deci nu s-a mai făcut demersuri, de asta v-am și cerut, domnule, aduceți inventarul, să vedem în ce fază. Iar ajungem la faza inventarului. Deci eu nu am nicio treabă cu instituția Mănăstirea Caraclău. Deci nu am nicio treabă, nu mă opun. Sunt bani la momentul când o să fie. Îi facem drum, chiar îi facem asfalt și în jurul instituției, nu-i problemă. Dar drumul ăla, atâtea miliarde, întrucât și la guvern s-au discutat că vor să plafoneze prețurile la lucrările cu statul, dacă... care au lucrări la firmele ca să poată să-i ajute. Că votăm 13 miliarde, o să facă din nou, cum crezi materialele, ați văzut, cu 70%, 80%, că n-au nimeni controlul lor și ajungem la 20 de miliarde, 25 de miliarde. Cum avem garanția că n-ajungem la sumele astea? Mai rău și la discuție pentru proiect? Cum? Mai rău și la discuție pentru proiect? Pentru proiect, deci dacă va trece, deci îl contest, aia e clară treaba, în instanță, nu cu prefectul, da, nu primim nicio problemă. Și problema este cu presiunile care s-au făcut și s-au discutat și am mai discutat, deci astea oricum o să le ținem și o să le discutăm, tot în ședințele locale să le discutăm. Mulțumim frumos! Da, dar mai să fie ceva la cuvânt. Da, dacă îmi permiteți. Am văzut că sunt acuzat, ca să mă aud bine, am văzut că sunt acuzat pe internet. Nu știu de când își permit persoanele să folosească numele meu pe internet, și a rudelor mele, care nu are nicio legătură una cu alta. Acel nepota meu care slujește momentan acolo este pe moment. El va pleca de acolo cât de curând. Nu are nicio legătură, nu este parohia lui, nu este proprietatea lui. Nu știu de când își permit unele persoane să folosească Facebook, probabil că așa gândesc, că pentru asta este felul, să denigrezi pe oricine. Sunteți persoană publică, domnul Brăna. Nu contează. Citește legea. Acum vorbesc eu. Acum vorbesc eu. Legea bunului simț spune că atunci când cineva vorbește, cealaltă ascultă. Continuați, domnul. Deci nu-și permite nimeni să folosească numele meu, chiar dacă sunt persoană publică. Pentru asta, luni, mă voi prezenta instanțe de judecată. Și necesitatea acestei mănăstiri, am mai spus-o și mai revin și o mai spun încă o dată. Acestui e al Domnului, pardon. Mănăstirea nu este al preotului sau al maicii sau nu știu, este a comunității, făcută din banii caraclăuanilor, majoritatea, și susținută când s-a putut de primărie. Este o mândrie a comunei, nu se laudă Caracaloane, se laudă Comuna Vârsănești, că jos, când la intrare scrie, sau pe toate cărțile, uitați-vă unde scrie. Satul Caracalon, Comuna Vârsănești, nu scrie Comuna Elegiu sau Bonești sau nu știu ce. Mulțumim, da, vreau să dau un tributure, dacă dați voi. Deci, este permisul în condiții în care se face nominalizarea strictă a cuiva. Dacă vreau să simțiți cum s-a pregătit, asta este altceva. Deci nu. Care e problema? Dacă nu am nicio asta, vă rog frumos să spuneți unde se face numele de astea. Deci îmi dați voi să dăm respectăm. Deci nici nu am auzit numele de astea consemnat în vorbele Domnului. Vreau să continui. Aveți cuvântul. Ca să știți cum stau. Deci la mănăstirea Caracalău, deci cum a spus dumneavoastră, nu vă acuza niciun. Plus de asta, eu nu am spus că nu este punct important. Dar pentru mine, vreau să vă spun o chestie, mai important ar fi biserica decât o mănăstire. Când m-am născut, m-am dus și m-am botezat acolo, corect? Când m-am căsătorit, mi-am întemeiat o familie, m-am dus la biserică. Ei, când o să mor, tot prin biserică, nu mă duc la mănăstire. Întrucât 95% din persoane, din populația comunii, deci merg mai mult la biserică, eu cred că era o prioritizare a bisericii. Sunt biserici fără garduri, sunt biserici fără case mortuale și mai multe. Deci eu n-am spus chestia asta. Și când am avut discuția pentru bugetul alocat pentru biserici, s-au alocat ca la proști 5.000 de lei, 10.000 de lei. Deci de asta, eu nu am spus că am ceva cu respectiva instituție. Deci nu. De la respectiva instituție știți prea bine că v-ați întâlnit și ați făcut majoritate și ați făcut tot, deci s-a făcut partid politic acolo. Atât am acuzat, în rest n-am acuzat nimic. Mulțumesc! Nu am am fost sunată telefonic și am observat că am fost citită pe Facebook. Atât îl întreb pe domnul respectiv. Dacă mi-a văzut o postare de mine pusă pe Facebook vreodată. Și nu accept să-mi stâlcească și numele, mai ales. Da. Și să fiu acuzată și să fie interpretată de alții ca aș fi nu știu ce. Îmi cer scuze, doamnă, s-o greșit la nume, că am greșit, probabil eram un mers, am scris mai greu. Să ștergeți postarea de acolo, eu atât am. Deci eu o să o șterg, doamnă, sunt organe abilitate, vă mulțumesc, care-i problema? Din urmă, mai înțeles. Da, eu nu consider că cineva are ceva cu instituția, mănăstirea Caracalău, dar prioritar consider că ar fi să ajutăm oamenii care generează bani la bugetul local, și ei trebuie în primă fază sprijiniți. Aici, domnii consilieri, strict decizia dumneavoastră ce vreți să votați și ce nu. Și sunt convins că multora nu vă priește gândul acestui proiect, dar sunteți constrânși ca să mergeți împreună cu voală. Mulțumesc. Pentru ultima dată, da, pentru ultima dată am încercat. Dar vă întreb așa pe toți domnii consilieri și pe toți locuitorii domnului Vârsănești. Când au un autocar plin cu 50 de oameni, vine spre mănăstire și nu poate urca pantaj să întoarce înapoi. Cum vă simțiți, domnilor consilieri? A cui este cinstea? Este a străinului care vine până acolo și face datoria omul. Vine să lasă și el un pomen, să se roage la o mănăstire. Pentru că nu știe care e diferența între biserică și mănăstire. De-aia o vorbim ce vorbim mai înainte. Ce rol are una, ce rol are celălalt. Care-i cinste? Eu le trăiesc că vine pe la poarta mea și se întorc înapoi. Și am fost acuzat, eram amândoi. Omul fără să știe că suntem consilieri. Deci cum este posibil? Ce primărie aveți? Nu aveți câțiva metri de urcat panta aia acolo, domnule. Deci este rușinea noastră, domnule, că nu suntem în stare să facem 300 de metri. Că parcă alții fac săl de sport, fac toate astea. Atât, mulțumesc. Deci nu are nimic domnul Brânaru cu respectiva instituție. Deci am mai discutat și cu domnul primar de multe ori. să vină domnul părinte de acolo sau reprezentanți mănăstirii, ca un consiliu, așa înțeleg, ca un consiliu acolo. Să vină să spună. Mănăstirii nu au consiliu. Nu au? Mai gândește organizare. Domnule, eu am spus, am presupus, nu știu. Deci, să vină, să spună, domnule, necesită investiția asta. Bun, ok, dar nu vă mai deranjăm 20 de ani. Ăsta ar fi proiectul, de aici ne-am autofinanțat singuri, că sunt mănăstiri. Domnul Brănaru, unii te duci la mănăstiri, cumperi, curciuliți de lemn, se autogestionează cum ar veni. Nu, eu n-am spus chestia asta că am ceva cu instituția respectivă, dar s-au făcut presiuni prea mari, să fac în continuare, dar problema nu e asta. Deci eu nu am spus că eu mă abțin, doresc să se facă proiectul ăla, dar când cetățeanul din rând are și el decența traiului. Deci, apă, canalizare și alte priorități. Dar și când sunt bani, dă, nu-i problemă. Care-i problemă? N-am spus. Dar la mănăstirea Cireșul, ăia au atâta, cât au acolo? Cred că au 2 km. Cât îi pun în deal acolo? 7 km. 7 km. Ăia nu mai fac tantam acolo. Da. Deci nu se mai face tantam. Și acolo câte miliarde ar trebui? Acum a cinstit acum. Deci nu mă, eu atâta dacă este, eu v-am spus, nu mă opun proiectului, dar avem altceva de făcut prioritar. Deci... Dacă nu mai intervenție. Georgiana. Domnul Bănar a spus că este rușine, că cine merge la mănăstire nu are drum și că e nouă rușine ca consilier. Eu cred că este o rușine, la noi de fapt acum întreabă o comună, suntem neta mai comună, nu avem canalizare, nu avem apă, lumea când merge pe stradă, nu zic nimic, să se facă, n-am nimic împotrivă, dar de fapt lumea trage de noi când mergem pe stradă, te-ai dus acolo, când am umblat în campanie, ați promis că ați făcut, votați proiecte de la o ședință la alta, ba cu apa, ba cu nu știu ce, adică, de fapt, dacă stăm și ne gândim, toată comuna este o rușine pentru noi, ce suntem aici, pentru că lumea ne-a ales pe noi. Nu zice nimeni să se facă oriunde, este bine, că este comună mare, este comună frumoasă, dar trebuie să ne gândim și la oamenii care sunt bătrâni, care, da, cum este Mihai Eminescu, strada aia, merge toată lumea, sare pe noi, nu zice nimeni să se facă, dar să fie ce sunt cele normale, pentru ce necesită o comună, omul de rând, fac și eu, care plătește la stat, care plătim, aducem bani la primărie, care... Mulțumim. Vreau să dăm câteva explicații. Tot se bate Morindă pe apă și canalizare. Vreau să rămânim o dată pentru totdeauna. În proiectul cu apa noi suntem înscriși în ADIP, o formă de integrare de dezvoltarea comunităților, prin care noi vom beneficia, suntem în primii 16, privind finanțarea pentru punerea, pentru implementarea proiectului. Deci nu este o goriță, nu este o teorie, procedura este una de durată, care nu ține de noi. Cu canalizarea. Despre ce este vorba? Suntem în discuții pentru executarea unui studiu de fezabilitate pentru canalizare. Dar experiența trecută cu gazele, când pentru preluarea unei suprafețe de pământ pentru stația de gaze, am întâmpinat probleme majore. De un an de zile ne chinuim să preluăm o bucățică de pământ care este aproape de conducta de gaze, pe care s-a amplasat stația de gaze. Proprietarul acum a vrut, după aceea s-a dezgândit, iarăși, e o chestie cu proprietatea asupra suprafețelor de pământ pe care îți pui stația de gaze, stația de epurare și alte condiții din astea obligatorii din proiect pentru care noi facem foarte greu pași. Sunt luni de zile pe care le pierdem cu dezmembrări, cu documente. Este o muncă pe care noi o facem, dar pe care oamenii nu o văd. Dar o pot simți la momentul potrivit, când toate astea vor deveni realitate, când stația de gaze va fi prezentă acolo, când pământul pentru stația de epurare a canalizării va fi prezent și ăla, și atunci putem demara toate astea. Așa să ne apucăm să aruncăm în ochii oamenilor cu povești că vrem aia, dar fără să ținem cont de o realitate existentă a legislației noastre. Asta înseamnă, nu pot, fraților, să fac o documentație fără să am toate proprietățile, toate documentele aferente, toți pașii făcuți. Pentru că nu este ca la tine acasă, când eu vreau să fac o construcție și mă apuc să fac chestia aia, vorbesc cu primarul și dacă el este cu bună înțelegere, până îmi obține autorizația sau așa, mă apuc și fac chestia aia. Nu, aici nu se poate. Până când nu avem toate documentele puse la punct, nu avem finanțare, nu avem derularea proiectului. Deci este o chestie care nu ține de noi și nu ține de reala noastră voință. De foarte mult timp ne chinuim cu drumul de la albere să preluăm ca și administrare. De fapt, am depus pentru finanțare de cel 154, pentru care avem cea mai mare dorință să-l dăm la finanțare. Dar atât timp cât programul PNRR, POR și celelalte programe de finanțare sunt moarte, fraților, nu există finanțări pe nicio linie. Deci nu suntem vinovați noi pentru nerealizări și obiective majore pe care guvernul care ne conduce astăzi le blochează. Nu noi avem soluțiile de blocare a lor. Noi avem doar bună intenție și lucrăm la documente cu care să ducem la bun sfârșit obiectivul nostru major, dezvoltarea comunității și realizarea unei infrastructuri de bună calitate. Cetățenii comunei au dreptul să știe lucrul ăsta și vreau să le spun, suntem în faza în care strada Mihai Minescu și Zlatine sunt făcute achizițiile pentru studiile de fezabilitate. Trebuie să avem documentele cu care să procedem la realizarea obiectivelor. Nu putem să facem pași păsărite și nu putem să facem întâi lucrarea și după aceea să avem documentele. Deci sunt pași pe care noi trebuie să-i facem și fără de care nu putem să ne ducem în direcția în care vrem. Așa să clamăm că nu fac și că n-am făcut chestii este foarte ușor. Dar doar cei care se ocupă în fiecare zi de documente, de grățăgăraie și de lucrurile care sunt făcute, știu cum stau lucrurile și nu cei care se uit din afară și văd că n-am făcut aia, n-am făcut cealaltă. Nu e adevărat. Noi în fiecare zi facem câte ceva și ne dăm interesul ca această comună să arate așa cum trebuie și să aibă o infrastructură de bună calitate. Dar toate oameni buni se fac la timpul lor. Niciodată nu putem să facem lucruri pesărite aici, așa cum am menționat mai înainte. Apropo de finanțările pentru biserici, vreau să vă spun un lucru, nu putem să facem finanțări pentru biserici decât numai cu acordul Consiliului. Noi nu avem, nu suntem o stână fără stăpâni. Noi, executivul, facem lucruri, așa cum am văzut la începutul anului, doar pe baza execuției bugetare pe care o aprobă Consiliul. Așa că sumele alocate pentru fiecare biserică în parte au ținut de nivelul de alocare pe care Consiliul în plenul lui l-a aprobat ca și execuție bugetară la începutul anului. Noi am dat la unii mai puțin, la alții mai mult, atât cât ne-a permis bugetul pe care noi îl avem alocat. Și cu asta vreau să închei, să supunem la vot proiectul pe care l-am avut după prezentat. Cine este pentru? Șapte voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci 7 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Proiectul a trecut în forma prezentată. Vă mulțumim! Problema e la canalizare. Nu identificăm suprafața de teren. Domnul, de acum am mai rezolvat. Nu, dar v-a spus așa o chestie. O să dea explicația asta. Proiect de hotărâre pentru alegerea de ședință pentru perioada august-septembrie-octombrie 2021. Inițiator, consiliere locale. Propuneri pentru președinte de ședință pentru următoarea perioadă. Propuneți-o. Trebuie să meargă tot ciclul cum s-a discutat la început. Consilierii mai vechi să meargă tot ciclul. Lasă, nu. Mai spune doamna. Alte propuneri. Iar îmi folosesc numele. Doamne, dar nu sunteți prințesa Diana și n-am voie să o pronunț numele. Mai sunt șapte propuneri. Ca să putea să țin concediu. Supune la vot propunerea făcută. S-ar putea să fie un concediu la... Nu puteți să interveniți, domnul, acum la discuțiile astea. Nu, acum. Ați avut cuvântul dumneavoastră. Poftim? Zic propunerea lui domnul Axinoiu. Eu la sfârșitul lunii, deci sunt în concediu. Propun pe doamna Dana Maria. Cine este pentru? În unanimitate, doamna Dana Maria va fi președință în următoarea perioadă de 3 luni. Vă mulțumim. Diverse. Dacă se înscrie cineva la Dana. Hai să spună Nena. Nene Maria. Ce mai este? Dați 2 secunde să vedem ce dacă scapă. Acum mai stai în ea. Ar mai avea, de exemplu, ce mă mai rămas. Acolo în spate, când a spus domnul vice-depulau să Burgardu, eu l-am votat și vecinii au fost foarte bucurați că-l mut, ca să-l mute și ea. Acolo e loc dat de la colectiv, nu știu cât prezent se vedea atunci, nu cunosc, dar și dumnea ei au mutat gardul cât am mutat eu, 3 metri, ceva 4 metri către școală, l-am mutat și domnul ei. Deci, în timpul ăla atunci, l-am mutat și ea și eu. Ea bănuie că eu am mutat la ea acolo. Faptul meu să intru acolo unde e construcția mea la ea, când noi amândoi am făcut gardul dat. Deci o mutat și ea după mine acolo. Cum credeți dumneavoastră? Aceea discuții din acolo. Deci problema asta de rezolvat. Și rezolvarea ei ține doar de instituții și noi. Și mai am încă o problemă cu terenul de sport. Terenul de sport, iarăși, îi sparg peste tot, se joacă până la 9, la 10, la 11 noaptea, pe terenul de sport și e scandal foarte mare. Îți dă mingea la mine, sare după ea, dacă sare și o ia, când cei de la mine îi dau, eu dau de 2-3 ori, și a 4-a oară dacă o mai dă, nu mai sare după ea, nici nu mai vine să o mai seară. Și mă gândesc la un pericol de un foc. Vin de ăștia mari. Nu mă refer la cuvinealii de ăștia scapați de armat și mai departe. Acum a luat, o să mai faci. Vin din ăștia, autosezi din ăștia care îți mari. Nu mă pot să mă pun cu ei, eu să mă cer. Și-i bine să luați măsuri acolo. Ăla era vorba că numai pentru elevi și-i încuiat și când se deschide școala să dă drum. Dar nu-i încuiat, acum acolo. Și ar mai fi o problemă cu microbul zoala. Microbul zoala toată noaptea trăgătele acolo, care mai de care intri, izbește ușile de acolo, poate alții și dorm acolo, nu știu, așa că modul la 12 noaptea acolo, dar până când mă culp eu la 10, la 11, pe acolo e scandal. Și vă rog să luați măsuri din sensul ăsta. Da, asta mai avea problema. Și cu propunerea care a propus-o. Dacă domnii consilieri vor să propună să voteze ceea ce am, eu cred că ar fi foarte, foarte bun. De exemplu, eu plătesc, nu numai eu, noi plătim impozit. Cine ne apără proprietatea noastră? Pentru ce plătim noi impozitul ăsta la primărie? Mă refer, pentru ce? Dar cine nu apără proprietatea noastră? Cam atât, cam atât. Aveți cuvântul noastră. Da. Deci felicit pentru postul lui scoasă la concurs. Nu știu în ce... Deci decizia luată pentru postul respective. Nu știu cum se vor desfășura toate procedurile mai departe. Transparent. Da, transparent până în prezent. Așa. Deci... Postul vacant de la PNL. Când aveți de gând să-l puneți pe ordinea de zi? E vacant și de câte ori ați făcut la toate documentele, trebuie să trimise la instanță. Bun, domnul primar trebuie să ne dea un răspuns. Că deja e a 4-a ședință și știți că sunteți într-o fază cam nasoală. Da. La doamna de la... Deci doamna secretar, vă rog să notați. Doamna de la expert contabil, cum susține domnul primar că... care e trecută de la achiziții, o trecut pe postul de contabilitate, am dorit să vedem și noi documentul CECAR, să ne-l punem la dispoziție. Dar nu e obligatoriu. Doamnă, nu este obligatoriu, eu îl cer. Dacă nu este obligatoriu, noi îi facem datoria. CECAR e pentru domeniul privat, național. Da. Domnul viceprimar, dumneavoastră, mi se pare că sunteți și într-un conflict de incompatibilitate. Da, vă spun și de ce. Sunteți în comisie la Biserică la Gura Voi. Da. Recunoașteți sau nu? Eu știu cum arată biserica la interior, că nu știu cum arată biserica la interior. Lăsați. Dumneavoastră nu aveți treabă cu instituția, v-am mai spus. Deci dumneavoastră, ca funcționar public, deci sunteți într-o incompatibilitate. Nu e funcționar public. Dar ce-i domnul? Demnitar. Demnitar, foarte bine. Domnule, dacă sunteți într-o... Noi o să facem... Bun, vorbim cu altă, dar nicio problemă. Da. Și vom... Deci cu proiectul ăsta, că l-ați trecut la sesiuni mari, discutăm și presiunile mari. Nu se discută acum că sunt niște probleme. Ferească Dumnezeu. Dar o să discutăm și presiunile mari. Pe față ne discutăm. Și pentru problema asta, deci luni, să vedem când o să îndeplinească toată documentația, direct la instanță și o contestăm ca să blocăm proiectul ăsta. Mai departe se va vedea. Dar atunci, mulțumesc frumos. Vă mulțumim și noi. Și dacă mai sunt și alt colegi care vrea să mai ia primul zonul. Da. În legătură cu drumul la Pestidial. Știm că ați trecut și zilele trecute. Într-adevăr așa este, a plouat. Facem într-așa fel, împreună. Trebuie să luăm un greder. Asta vreau să vă spun, un autogreder nu are nu de la mine. Grederul are de altă greder, are de altă greder. Dacă nu se face și azi degeaba, apoi i-am stricat. Sunt niște bani, o muncă care... Nu putem, deci nu se face niște greder la material, cum se compară. Noi știm, am văzut, acum am trecut peste deal. Trebuie un autogreder mare și făcut șanțuri. Unii este șanț, se poate trece. Am făcut la trecută. Portierul, după când am făcut la trecută, toată lumea vrea să treacă cât mai repede. Să facă 5 minute de acolo până aici, decât să faci 20 la Helegiu. Deci, cam toată lumea ar vrea să treacă pe aici. Cât uși de puțin. De unde este, de unde nu este, vă rugăm frumos să faceți. Da, da, dacă totuși un autogreder mai mare, că sunt de mai multe dimensiuni. Da, dacă e de capacitate mai mare, altfel are puterea să dizloce. Că s-au făcut, au văzut, ați trecut, știm că ați trecut, ați făcut. Trebuie făcut șapte. Alaltă ieri s-au făcut, o plouat iar s-au secat. Și degeaba să... Un utilaj mare să facem un pic șansă. Asta este un microfon pe care noi sperăm să reușim să fie toate comisiile pe care le avem și lucrurile trebuie propătate la urmă. Aveți cuvântul, domnule. Până la autocredere trebuie neapărat că o trecă pe toată cum a mai și trebuie rectificat ea. Eu mai trec cu mașinile, la deal, la Bali și omul investește în mașină, nu? Da. Un drum foarte scurt, care ne ajută cel mai problemă. Trebuie toaletată vegetația forestieră care vine pe terasamentul drumului. Că dacă se întâlnesc două mașini, sunt unele locuri, deci nu poate să treacă una pe lângă alta. Am văzut și noi lucruri, da? Dar am văzut mare parte din lucrurile la Oținea. Se duc făceri. Mai e... Am văzut la defect și vom interveni. O să în săptămâna asta, săptămâna viitoare o să vedem. Mai e vegetația erboasă. Sunt persoane care sunt plecate din localitate, în țară, în afara țării și trebuie imposibil acolo. Tot la triunfa de... pe drumul. La scoală, în fața scolii, pe acolo. La scoală am găsit, în afară școlii, pe acolo. E în afară, în afară. În afară școlii, am găsit. Dacă mai este cineva. Dacă vă... Domnul Văran. Avem aici, omul se intră pe strada Mănăstirii, la centru care o vândut la Slavă. E jalnici acolo. Și am înțeles că au venit acasă, acum ar trebui atenționați. Slavul Costică. Slavul Costică, da. Trebuie anunțați că au crescut bălăriile alea de... S-au uscat o parte, că au crescut altele. Cu murci la deal, imediat după zidul ăla de beton. Dacă mai e cineva, artificele acolo, drumul țara, cum ai vorbit cu domnul primar, de budul într-o zi acolo, îți face lucru. De acum a venit oameni, a venit, trebuie să lumea la tăuri acolo, nu poate. La Chincirea, pe ce zonă acolo? Pe partea de... Nu, pe aici, pe la Buclădos, pe alea, pe alea, pe Plău, pe lumea de acolo. Acolo e treabă de jumate să... Doamne, să schimbe steltea de lemn, de aia pe acolo, iar dimineața a fost acolo cu domnul de la Iolisica, la Delgaz, și schimbăm pe aia, primit de seara să îndrepte drumul acolo, ca să poată să ajunge cu stâlpi până... la locul unii trebuie să-l schimbi pe ceva în stâlpi. Trebuie făcut neapărat acolo drumul. Și migăleam, s-au luat 4 stâlpi din beton. Și îi schimbă și pe aia acum. Și totodată îi schimbă și pe ăștia 4 de lemn și nu mai avem de lemn acum. E zona noastră, sperăm să nu mai avem probleme cu iluminatul. Mai este cineva? Vreau să vă întreb ce răspuns ați mai primit la Ion în legătură cu transformatorul ăsta, dacă nu, când putem face un proiect pentru achiziția astfel. Suntem tot așa în discuții cu treaba cu proiectul pentru achiziția unui transformator și am făcut un punct acolo în zona aia la Ursu, acolo. Dar... Lumea întreabă, asta nu știu. O să ne asumăm investiția, este investiție nu foarte mică, un trap dintre ăla costă foarte mulți bani. Poate că să facem un proiect de hotărâre pe care să facem prin Consiliu cu valoarea lui și atunci să aprobăm suma și să o alocăm pentru achiziția transformatorului respectiv. Nu este bani, este foarte scumpă. Știu. Și ei, dacă ei au făcut studiul ăla atunci, au văzut cum stau lucrurile cu nivelul de fluctuație de tensiune, au concluzionat că există nevoie de secționare a tronsonului foarte mare și de instalare. Nu fac niciun pas. Da. Problema, ați văzut dimineața, când s-a măsurat tensiunea electrică, corespunde. Seara nu mai corespunde. Păi este consumator, de asta nu mai corespunde. Da. De mai multe feluri. Controare, să facă controare. Da. O ultimă intervenție și închid. Doamne, mulțumesc. Da. Ia, domnul primar, am o întrebare. Finalizarea centrului tineretului trebuia să fie finalizat în urmă și cu lumii. Care-i problema? E finalizat, mai avem gardul făcut, dar nu e în proiect. Aia este o altă... Aia e altul, gâscă în altă trebuie, nu? Nu avem gardul, da. Deci, el e finalizat. Frumos, da. Așteptăm acum să... bagi 380. Da. Ca să facem probă la centrală. Ăla nu costă mult? Dacă un transformator poți să exagerat, nu? Dar nu e rețeaua ei. Se vorba despre conectare. Conectează. Cu trebuie și nu despre... Nu o să le pui noi trap de 380 sau trap acolo ca să... Da, deci până la autofinalizarea, când este? Când e finalizat. În ședința trecută v-am întrebat și a spus, finalizarea este la sfârșitul lunii respectiv. El e finalizat, atâta trebuie să ne facă proba la centrală, să știți. Poftim? Atâta trebuie să ne facă proba la centrală. Dar nu, lăsați aia, finalizarea... Dar mai avem gală. Proiectului care a fost făcut, fără forță, fără naiba, i-a spus, domnule, și apropo de forță, nu știu cum v-ați permis și ce temei legal v-ați permis, să achiziționați între ei și după aia să puneți pe ordinea de zi proiect. Da, am și o întrebare. Deci cum să achiziționez întâi dacă nu am pus proiect, am aprobarea Consiliului Local, deci am făcut achiziții, am făcut investiția și la o lună sau două luni, nu știu când ați făcut achiziția, că sunt facturi, o să vadă facturile. Corect. Bun. Deci ați făcut achizițiile, n-ați pus, trebuia pus, eu așa cred, trebuia pus întâi pe ordinea de zi, să vedeți, trece, cu majoritate, nu trece sau nu-s de acord, dar probabil că erau toți de acord. Și după aia, dumneavoastră ați făcut întâi achiziția, după aia puneți pe ordinea de zi. Nu știu cum, dacă sunt legale... Nu ai internație. Adică a făcut-o constructorul, a făcut-o pe barba lui și a... A, deci, facturii de achiziții sunt ale constructorului, nu? Păi nu-i normal, dacă faci... Păi foarte, e super. Asta vreau să văd, dacă au făcut achiziții primăria, deci... Nu cum să cumpărăm noi primăria forță dacă constructorul se ocupă de lucrare, dacă are un proiect... Foarte bine, foarte bine, un răspuns foarte bine. Corect. Deci constructorul și-a asumat achiziția forței, și-a luat și-a luat și noi... El trebuie să răspundă în țară, nu? Și cum asta asta? Da, bun. Declarăm închisă lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumim frumos! Mulțumim!